A călcat pur și simplu Italia în picioare. E vorba despre... Aplauze pentru fiecare dintre ei. Alexia Urțoi, Adina Răducan, Diana Bartolomei, Iulia Andreea Constantin, Dragoș Leonte, Elena Petcu și Teodora Bădoiu. Pe tine te știu. Da. Pe tine te știu. Și pe tine te știu. Voi ați fost astă toamnă la My Song Contest, nu? Aici, la, da, la Raida Bun. Ce loc ai luat tu atunci la noi? Locul întâi. Tu ai luat locul întâi? Da. Du-te, mă. Da. Dar ai mai crescut valoric de atunci? Da. Dar tu când te-ai dus la San Remo, bănuiesc că n-a mai trebuit să cânți. Ai spus, băi, am câștigat premiul întâi la Raida Bun, dați-mi și trofeul la... Sau ce ai câștigat tu la San Remo? Am câștigat locul întâi. Tot locul întâi? Da. E plictisitoare viața ta. Să rămână. Ce... Pe tine te cheamă Teodora. Ce ai câștigat la San Remo acolo? Locul 2 la grupa a doua. Locul 2 la grupa a doua. Iar eu am obținut locul 3 la grupa a treia. Locul 3 la grupa a treia, locul 4 la grupa a patra? Da, nu a patra. Eu nu am apucat să... De fapt, n-am reușit să mă clasez între primii 3, din păcate, dar mă bucur că colegii mei români au reușit să fie remarcați acolo. Am înțeles. Ai fost furată de juriu sau de public? Nu, sau... nu. Că poți să faci scandal dacă vrei. Bună seara, domnule! Bună seara! Și tu știi să cânți? Da. Da? Din păcate nu am luat niciun premiu, dar sunt onorat că am cântat pe acea scenă. Da, ai apărut la bine îmbrăcați, bănuiesc, în... Felicitări! Să rămână! Bună ziua! Am căpătat experiență și sunt foarte mândră că România a ocupat un loc... Dar cum e acolo la San Remo? Foarte frumos, zona este extraordinară, iar festivalul este superb. Dar e un festival pe bune sau te duci, dai plicul? E pe bune. E totul pe bune, da? Și dumneavoastră? Nici eu n-am luat și tot la fel sunt mândră că am participat. Și a fost o experiență unică, al doilea concurs până acum. Am înțeles. După My Song Contest. Da. Alexia, cu ce s-a dus acolo de a luat trofeul? Că n-am înțeles. Cu piesa Alexia. Cum? Cu piesa Alexia? E o piesă a ta, nu? Da. Am înțeles. Și cum a trebuit să fiți votate de juriu sau de public? Cum? Nu, am cântat, iar juriul ne-a dat note. Îți place să cânti la San Remo? Da. E frumos acolo? Da, foarte frumos. Perfect, o să-i ascultăm pe fiecare în parte, să vedeți cam de ce sunt cei mai buni și de ce au impresionat Italia. Până atunci vă trimit acolo în gradenă să vă așteptați rândul și să mai vorbim despre performanța voastră. În această seară o să vină și cei